Incident violent într-un liceu din municipiul Târgoviște. Doi elevi s-au luat la ceartă, iar în urma conflictului, un băiat în vârstă de doar 12 ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de colegul său. Scena s-a petrecut în timpul unei pauze, atunci când elevii erau nesupravegheați. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut într-un liceu din municipiul Târgoviște. Polițiștii au fost alertați după ce un elev în vârstă de 12 ani a fost înjunghiat de către unul dintre colegii săi chiar în sala de curs. Din primele cercetări au constatat că un elev de 12 ani ar fi rănit în zona membrului inferior cu un briceag un alt coleg. Întreaga scenă s-a petrecut sub ochii celorlalți copii aflați la școală. Deocamdată nu se cunoaște exact motivul pentru care cei doi minori s-au luat la ceartă. Se pare că evenimentul s-ar fi produs în timpul pauzei, pe fondul unui conflict spontan. Anchetatorii au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurimile în care s-a produs incidentul. De asemenea, a fost deschis și un dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor, fiind întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.